Facturile imense pentru încălzirea instituțiilor publice nu vor mai fi o problemă pentru comuna Dudești Vechi din județul Timiș, comună care este în stadiul de implementare a unei investiții ce vizează realizarea unui sistem de încălzire centralizat care va utiliza energia geotermală pentru furnizarea energiei termice. Proiectul, în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, finanțat din fonduri europene accesate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, contribuie la promovarea energiei curate și eficiente în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și a îmbunătățirii calității aerului, apei și solului. Este un proiect finanțat prin POIM, Programul Operațional de Infrastructură Mare, și având în vedere zona geografică în care ne aflăm și faptul că de la Timișoara până la Oradea, Budapesta, Ljubljana, noi practic stăm peste o mare de apă geotermală cu temperaturi între 60 și 90, aici avem cam 90 de grade, între 1200 și 1800 de metri adâncime. Deci tot ce ne rămâne este să scoatem această apă, să o procesăm și să o plimbăm printr-o rețea și să încălzim în prima fază instituțiile publice, urmând ca ulterior să mergem și pe cartiere. Și în funcție și de ghidurile care se vor lansa acum pe fonduri sau prin PNRR, dorim să achiziționăm și o centrală din acea gas to power, pentru că gazul de sondă care iese la extracția acestei ape geotermale, la 85% puritate, deci e foarte bun, îl ardem și printr-un gas to power putem face curent pe care să îl vindem în rețea. Deci iată numai beneficii și pe lângă faptul că salvăm foarte, foarte mulți bani din facturile de încălzire al tuturor instituțiilor noastre publice, școli, în primul rând, grădiniță, primărie, centru medical și așa mai departe, iată, putem și dorim, și ăsta e și obiectivul nostru, să fim o primărie verde în care amprenta de carbon pe care o lăsăm să fie cât mai redusă și să asigurăm un viitor bun comunității noastre. Concret, în cadrul proiectului urmează să se realizeze două foraje, unul de extracție a apei geotermale, respectiv unul de injecție. Mai apoi va fi pusă în funcțiune o centrală termică echipată cu utilajele și echipamentele necesare, dar vor fi realizați și aproape 3 km de rețea de distribuție a energiei termice și peste 1 km de rețea de transport a apei geotermale uzate termic. În faza inițială, 16 clădiri care găzduiesc instituțiile publice din Dudești Vechi, precum grădinița, școala, căminele culturale, dar și biserica și dispensarele, vor fi încălzite cu apă geotermală, urmând ca mai apoi rețeaua să fie extinsă și către locuințele oamenilor. Cât despre demersul legislativ făcut în scopul implementării proiectului, primarul comunei Dudești Vechi a declarat că o bună comunicare și cooperare între administrația locală și oamenii politici au dus la facilitarea demarării proiectului. A fost un proiect complex, dar nu mi s-a părut greu. În schimb, trebuia să ne ținem de termene și să, mai ales fiind dat fiind faptul că este o resursă naturală, am avut de obținut licențe de la ANR, Agenția Națională de Resurse Minerale, ANRM, pardon. Deci am avut de obținut licență de explorare în prima fază, apoi de exploatare. Am avut de îndeplinit termene de depunere de scris de proiect, depus și așa mai departe, de răspuns la clarificări către POIM. Ce am observat este că toată lumea dorește să te ajute, deci nu pot să spun că culoare politică sau ce se mai menționează acum și ți se pun bețe în roate. Bineînțeles că am beneficiat și de ajutorul unor, să zic, politicieni sau oameni politici la nivel de sfaturi de îndrumare, la merge acolo că se rezolvă mai repede decât dacă merge acolo, dar ăsta este scopul, ca administrația locală cu politicienii trebuie să lucreze împreună și să facă ce trebuie pentru o comunitate locală. Funcția publică este ceva benevol, nu te obligă nimeni să vii într-o funcție publică și trebuie să facem
tot ce putem mai bine. Astfel de inițiative și de proiecte, implementate chiar și la un nivel local, sunt cele care conduc spre obiectivul comun al țărilor europene, conturate în Fit for 55, plan a cărui scop este reducerea emisiilor cu 55% până în anul 2030. Este un exemplu de bune practici și este un proiect foarte bun, util, foarte frumos. Am avut, cum să zic, a fost o provocare pentru noi, pentru echipa noastră, dar și mulțumesc pe această cale. Avem o echipă extraordinară la primărie, în Consiliul Local, echipa de consultanți, proiectanți și toți care au contribuit la acest proiect. Au făcut un lucru de care se pot mândri și peste ani și ani de zile totuși vor rămâne cu un sentiment al unui lucru bine făcut și folositor. Pentru noi se deschid perspective foarte bune, economisim foarte mulți bani la încălzire și putem să-i folosim la alte priorități ale comunei noastre.